Campania Câștigă-ți dragostea oferă sucevenilor șansa de a câștiga un set de verighete în valoare de 2500 de lei și zilnic bijuterii de aur și argint sub forma unui voucher de 250 de lei oferit de magazinul Splendor. Pentru a participa la tombolă, clienții trebuie să cumpere de minimum 100 de lei în perioada 4-17 februarie din magazinele din Shopping City Suceava. Ce l-ați pregătit în acest an tinerelor cupluri? După cum probabil că toată lumea deja a aflat, Shopping City găzduiește un nou târg de nunți. Întâmplarea face că astăzi, când este și Valentine's Day, este prima zi de deschidere a târgului și în cele trei zile de eveniment avem pregătite foarte multe surprize. Astăzi, de pildă, oficiem căsătorii de probă pentru cei care vor să se bucure de acest moment. Avem prezentări de modă, duminică vom avea, începând cu ora 17, prezentări de ținute, de rochii de mireasă, rochii de eveniment, costume de eveniment și, evident, costume pentru miri. Și vom încheia cu concertul Antonia. Am înțeles că aceste căsătorii de probă vor avea loc și vineri, chiar aici la Shopping. Da, astăzi cei care doresc să serbeze altfel această zi, pot veni și vor primi din partea noastră verighete și certificate de căsătorie de probă. Am înțeles, e o vârstă anume? Nu există nicio limită de vârstă, de probă se poate la orice vârstă. Îndrăgostiții, în special cuplurile care și-au propus să spună da, o pot face timp de două zile la Shopping City Suceava. Un cadru de poveste alături de Cupidon, cel care oficiază căsătorii de probă și de îngerașii paznici ai dragostei eterne. Să-mi spui tu mie, dragă îngeraș, cum te cheamă? Beatrice. Beatrice, câți anișori ai? 6 ani. Și de ce ai venit tu astăzi aici? Ca să... Să-i vezi pe cei care vor să se căsătorească. Da. Și ce le urezi tu celor care vor să facă acest lucru, acest pas? Să fie sănătoși. Și fericiți și să aibă o casă de piatră de 24 de ore, nu? Sau un castel. Ia să auzim, tu ce ai de spus? Mă cheamă Codruț. Și câți anișori ai? 4. Și ești îngeraș? Da. Ce fac îngerașii, știi? Da, zâmbesc, se fac cu mâna. Ok, pune cu mâna. Povestea de dragoste poate continua și într-un alt cadru de divertisment, muzică și cocktailuri.